Secretarul executiv al PSD Suceava, Ioan Cristian Șologon, a anunțat că au fost semnate primele 4 contracte din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini. Este vorba despre 4 proiecte de care vor beneficia 4 localități conduse de primari PSD, Forăști, Poiana Stampei, Zvoriștea și Baia. Banii vor fi folosiți la Forăști pentru extinderea rețelelor de canalizare, iar în celelalte 3 localități pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor. Pasul următor constă în demararea procedurilor de licitație pentru desemnarea constructorilor. În acest moment, un număr de încă 22 de localități conduse de social-democrați se află în etapa finală de verificare, urmând ca, în scurt timp, să poată semna contracte de finanțare. În consecință, se poate afirma, fără a greși, că în județul Suceava, PSD este un brand al succesului și al seriozității în ce privește dezvoltarea locală. Vreau să îi felicit și să le urez succes tuturor celor care în acest an au depus și încă depun eforturi susținute pentru dezvoltarea comunităților lor, deoarece știu că nu este deloc simplu să scrii proiecte, să faci documentații tehnice, să obții avize de la instituții, să te străduiești să îndeplinești toate condițiile impuse ca să obții finanțare din fonduri europene sau guvernamentale, a declarat Cristian Șologon.